Ministrul Finanțelor promite o serie de măsuri pentru sprijinirea IMM-urilor. Pentru a veni în ajutorul antreprenorilor, statul român ar putea finanța diferența de cost dintre media dobânzilor europene și dobânzile practicate în România, a declarat ministrul Eugen Teodorovici. Pentru a veni în sprijinul IMM-urilor, ministrul finanțelor Eugen Teodorovici vorbește despre posibilitatea ca statul să financeze diferența de cost dintre media dobânzilor europene și dobânzile practicate în România. În opinia sa, diferențele de finanțare dintre România și Europa sunt incorrecte, chiar dacă se invocă riscul de țară. Ministrul a adăugat că alte două scheme de ajutor de stat pentru companii sunt în lucru și vor fi făcute publice în cel mult două săptămâni. O altă temă este cea a capitalului negativ existent la companii, estimat la 5 miliarde de lei, pentru care vor exista două căi de acțiune din 2020, fie retragerea banilor, fie capitalizarea companiilor. De asemenea, în luna august va demara un program de acțiune pentru zona de muncă, urmând să fie făcute o serie de verificări în piață pentru evaziune Fiscală sau munca la negru, dar și pentru verificarea existenței caselor de marcat fiscale. Ministrul Eugen Teodorovici a făcut aceste declarații cu ocazia lansării Cărții Albe a IMM-urilor 2019, ediția 17 eveniment la care au luat parte și premierul Viorica Dăncilă și ministrul muncii Marius Budăi. De cealaltă parte, Florin Gianu, președintele Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România, a declarat că principalele probleme ale mediului de afaceri sunt menținerea personalului, birocrația excesivă, problemele de finanțare și și nevoia includerii antreprenoriatului în sistemul de educație. Potrivit statisticilor, o companie mică din șapte și-a dezvoltat în ultimul an afacerile. Jumătate dintre aceste companii au probleme, iar 40% și-au redus activitatea.